dacă ar fi să definești experiența ta la Mongol Rally în trei cuvinte, care ar fi cuvintele alea? 3, 4, 5. Cu virgulă între ele sau trebuie să le... Cum vrei? Da, o experiență unică, poate că o recomand tuturor, dar îți trebuie puțin sânge rece. De ce? Zicem că nu e cel mai prietenos traseu și oarecum e o ruptură între societatea care suntem noi obișnuiți versus Asia Centrală, Estul Extrem al continentului. Sfaturile pe care le-ai dat sau le-ai dat oamenilor care pleacă în Mongol Rally acum, care ar fi? Câteva. Să se distreze la maxim, că e once in a lifetime opportunity. Scuzați-mi engleza, dar nu cred, nu se leagă la fel de bine în română. Și drum bun și consum cât mai ridicat. Îl merită, e benzina foarte ieftină. Elementul esențial din bagajul care este foarte mic în cele 6 săptămâni, care ți s-a părut ție? Elementul esențial? Orice! Cred că e exact chestia asta, să încerci să asimilezi toate informațiile. Cred că asta este un element esențial în toată experiența, pentru că sunt atât de multe discrepanțe între noi și societățile de pe drum, civilizațiile de pe drum, încât e aproape imposibil să asimilezi chiar tot. Un moment de criză sau nedumerire sau impas de pe drum, îți amintești? E profund. Da, îți imaginez, 3 băieți într-o mașină, într-o cutiuță. Sunt inevitabile, dar cred că reușim să trecem cu succes peste ele. Nu pot să dau ceva anume, pentru că orice ar fi fost, am trecut peste și s-a dus proiectul până la final.